Am revenit în direct, dosar de politician, discutăm despre alegerile pentru președinția Partidului Național Liberal. Invitatul meu este Cristian Bușoi, europarlamentar PNL și candidat la președinția partidului. Bună seara! Bună seara! Domnule Bușoi, vă urmăresc cu atenție. Ați făcut, după ce ați intrat în campania pentru alegerile pentru șefia PNL, ați făcut o primă declarație interesantă, mai curajoasă, spun eu, în care spuneți așa, criticându-l pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan nu cunoaște opinia publică, este primarul orașului Oradea, este un fost lider important central al PNL, secretar general al partidului, și spuneți despre domnul Bolojan că este printre cei care au pus în practică strategia dezastroasă la alegerile parlamentare de anul trecut, prin care PNL a pierdut alegerile. Vreau să vă întreb în contextul ăsta, de ce nu ați făcut la PNL o dezbatere serioasă, da, publică, s-o știe și electoratul dumneavoastră, s-o știe și opinia publică, despre motivele pentru care PNL, și spun și eu, Klaus Iohannis, a pierdut alegerile generale de anul trecut și n-a intrat la guvernare? Cred că această dezbatere publică a existat ca dezbatere internă a Partidului Național Liberal, a existat în fiecare filială și chiar și acum, în preajma Congresului, ori de câte ori mergem să prezentăm proiectul despre viitor, sigur că luăm în calcul ceea ce s-a întâmplat în trecutul apropiat. Și de ce, între începutul anului 2015, când PNL era acreditat cu 40% în sondajele de opinie, și momentul decembrie 2016, când am obținut 20% la alegerile parlamentare, PNL a pierdut un număr important de susținători. Cred că toate aceste lucruri trebuie să ne facă să nu mai repetăm în viitor greșelile care s-au făcut și cea mai importantă cauză, în opinia mea, a ceea ce a dus la această pierdere importantă, este aceea că am lăsat teren liber adversarilor noștri să vorbească despre lucrurile care interesează în primul și în primul rând pe români, mai ales în campania electorală a parlamentarilor din 2016. Economie, investiții, fiscalitate, locuri de muncă, salarii, pensii, toate aceste teme pe care Partidul Național Liberal avea soluții, avea oameni potriviți pentru a ieși și a vorbi despre viziunea PNL în aceste chestiuni, pur și simplu au lipsit din comunicarea publică în precampania și campania electorală și ne-am cantonat doar pe niște teme care sigur au fost importante și preocupau opinia publică, noirea clasei politice, justiția, schimbarea vechii clase politice, dar care nu trebuiau să rămână doar principalele mesajele noastre sau temele cu care să ne identifice în primul rând electoratul. Trebuia să fim mult mai clari în viziunea despre România și despre viitorul României a Partidului Național Liberal. Vă întreb direct, declarațiile... domnule Bușoi, vă întreb direct. Ilie Bolojan, mai există și primarul Aradului, Gheorghe Falcă, cei care au gândit campania de anul trecut. Ei acum se poziționează împotriva candidaturii dumneavoastră, îl susțin pe Ludovic Orban, da? Acești oameni care au gândit strategia de anul trecut sunt acum împotriva dumneavoastră. Cine a decis? Este o întrebare și jurnalistică, poate și pentru telespectatori și poate și pentru alegătorii PNL, da? Cine a decis ca Dacian Cioloș să fie vectorul de imagine și de comunicare al PNL? Un premier care nu și-a asumat 100% Partidul Național Liberal și care nu prea a performat la guvernare. De ce să nu o spunem tranșant și direct? Cine l-a împins politic, în față pe Dacian Cioloș? Biroul Politic Național a luat această decizie și sigur acolo sunt peste 100 de lideri ai Partidului Național Liberal care au votat în unanimitate. Propunerea venind din partea președintelui partidului, dar nu chestiunea susținerii lui Dacian Cioloș, cred că este principala problemă pe care a avut-o Partidul Național Liberal. Nu ideea în sine, ci implementarea acestei decizii și faptul că înainte de a lua această decizie trebuia să existe o strategie și o discuție mult mai serioasă legată de asumarea completă a acestui parteneriat și din partea noastră și din partea domnului Dacian Cioloș. Iar indiferent ce s-a întâmplat din partea domnului Dacian indiferent, Cioloș, păi, despre asta vorbesc. Și indiferent că am decis sau nu să mergem cu prim-ministru tehnocrat
în calitate de vârf de lance pentru alegerile parlamentare. Cred că în spatele acestei decizii trebuie să fie o întreagă comunicare consistentă despre viziunea și proiectele Partidului Național Liberal. Pentru că vorbim doar de principii generale, vorbim doar de lucruri care erau pe agenda publică, dar care nu trebuiau să fie doar acele mesajele Partidului Național Liberal, și am spus mai devreme la ce mă refer, am lăsat teren liber Partidului Social Democrat și lui Liviu Dragnea să iasă la tablă, să deseneze cu carioca, să vină cu PowerPoint-uri, să vină cu tot felul de propuneri. Și de ce nu ați spus pe cineva care să se contrapună PSD-ului? Nu o faceți nici acum dumneavoastră ca partid, domnule Bușoi. Nu există o poziție credibilă din partea PNL. Nu vedem oameni care să vorbească despre ce face PSD-ul la guvernare. Acest lucru se va schimba după 17 iunie, dacă toți sau majoritatea colegilor din Partidul Național Liberal vor decide că aceasta este calea pe care trebuie să meargă Partidul Național Liberal. Este de altfel esența propunerii pe care o fac în moțiunea mea PNL Partidul Viitorului, aceea de a ne concentra mesajul pe temele care interesează cu adevărat pe români. Aceea de a vorbi mai puțin poate despre subiectele zilei, despre justiție dacă vreți, fără să ne schimbăm principiile, pentru că justiția rămâne o temă de diferențiere față de PSD și o temă care, sigur, poate fi o temă de atac împotriva actualei guvernări. Dar accentul comunicării trebuie mutat pe economie. Și oamenii trebuie să înțeleagă că la actualul model, în opinia mea foarte riscant, dacă nu iresponsabil, în care acționează PSD în economie, Partidul Național Liberal are soluții alternative. Că la felul în care PSD gândește legea salarizării unitare, noi avem o soluție mai rezonabilă și mai ușor de susținut din bugetul național. Că în loc să risipim, adică, în loc să risipim creșterea economică, în loc să risipim creșterea economică pe care o produce sectorul privat de 4-5% în tot felul de promisiuni și tot felul de lucruri care se adresează doar unor categorii și în primul rând sistemului bugetar, ar trebui în primul rând să folosim această creștere economică pentru investiții. Pentru investiții ale statului român, care apoi pe orizontală să dezvolte întreprinderile mici și mijlocii, capitalul românesc, și care să genereze o creștere economică și mai durabilă și mai sustenabilă. Și toate aceste lucruri trebuie în primul rând discutate în amănunt, în detaliu, în interiorul PNL, pentru că avem oameni potriviți să vină cu modele detaliate alternativă la ceea ce face actuala guvernare și apoi să ne concentrăm pe aceste mesaje, pentru că oamenii nu ne-au perceput a fi un partid consecvent, un partid serios. Am avut situații în care am fost mai populiști și mai la stânga decât adversarii noștri. Spunem că vrem să susținem mediul privat, dar am venit cu inițiative împotriva sistemului bancar, care în final s-au dovedit a fi unele dintre ele chiar neconstituționale. Am spus că vrem mai puține taxe în România, dar ne-am opus unor inițiative care priveau reducerea sau eliminarea unor taxe. Am spus în programul de guvernare că vrem dublarea salariilor medicilor, dar în campania electorală ne-am opus creșterii cu 15% a veniturilor medicilor. Și toate aceste lucruri nu ne-au construit o imagine de seriozitate, de consecvență, să nu mai vorbesc de faptul că de multe ori comunicarea a părut a fi neserioasă, cu, mă rog, tot felul de clipuri, cu tot felul de acțiuni de asta la limita PR-ului și care nu conturau la imaginea PR-ului penibil, domnule Bușoi. Care nu conturau penibil imaginea unui partid solid, unui partid puternic, unui partid serios în care un număr mare de români să-și pună votul și încrederea că vor avea șansa să guverneze. Și acesta este principal lucru pe care vreau să-l schimb în Partidul Național Liberal. Să devenim mai focusați, mai aplecați spre chestiuni care țin de viitorul României, să tragem la răspundere actuala guvernare nu doar pe chestiuni de retorică, ci pe absorbția fondurilor europene, pe felul în care acționează în economie, pe felul în care politizează anumite instituții la nivel de concentrat și în județe. Cred că, până la urmă, cea mai mare problemă de fraudă cu bani publici a fost Ordonanța 55. Și e foarte simplu să vedem cum, cu bani de la buget, au fost cumpărați primari și aleși locali din România, pentru că e asta foarte simplu de verificat. Acuzații grave. Puteți să demonstrați lucrul ăsta? Asta foarte, a făcut PSD? E foarte simplu de verificat, pentru că te uiți ce om s-a mutat dintr-un partid în altul
și poți să urmărești, pentru că sunt un monitor oficial, anumite alocări bugetare. Ori acesta este un model care nu trebuie să se mai întâmple în România. Și din opoziție trebuie să fim foarte fermi că trebuie schimbată legislația și atunci când vom fi la guvernare să nu facem altceva și să ne folosim de anumite avantaje pe care ți le dă guvernarea, ci să fim foarte, foarte știți convinși care este că trebuie să, spunem, păcat, să facem ceea ce am spus. Este cel mai mare păcat al PNL-ului. Ați lăsat aproape jumătate din Românie, domnule Bușoi, dumneavoastră și cu cei din dreapta, poate și USR-ul, dar în special PNL, ați lăsat jumătate din Românie nereprezentată. De ce spun lucrul ăsta? Aproape 3 milioane de români nu s-au prezentat la vot. Au venit 3 milioane și ceva și au votat cu PSD-ul. PSD face măsurile astea pentru a-și îndestula electoratul care l-a votat. PSD-ul are acest program de guvernare și pune în aplicare măsurile pentru oamenii care l-au votat, pentru asistați, pentru bugetari, pentru oamenii care au votat PSD. Dumneavoastră, prin acțiune dumneavoastră, ați lăsat 3 milioane de români reprezentați. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Bun, domnule Mănăstire, dacă vreți, sigur că putem intra în analiză despre trecut. Și ceea ce ați spus la început ca o reacție a mea la adresa colegului Bolojan nu a fost pur și simplu o chestiune pe care am spus-o ieșind la atac, ci a fost o reacție a unei afirmații, în opinia mea, nepotrivită a domnului Bolojan, aceea că în spatele meu se află oameni care consumă voturi și în spatele domnului Orban sunt oameni care aduc voturi, ceea ce este complet incorrect și oricum a împărțit PNL-ul în bun și răi, în consumator și în aducător de voturi, este greșit. Și sigur că am dat exemple unor oameni care mă susțin, primarul Timișoarei, președintele Consiliului Județean de la Ilfov, președintele Consiliului Județean Călăraș, liderii unor filiale puternice cu rezultate, cum este filiala Cluj sau cum este filiala Neamț. Dar, dincolo de faptul că, într-un fel, nu e corect față de acești oameni să pui această problemă, n-a fost corect nici să pună în seama mea rezultatul de la București la alegerile parlamentare. Și în contextul ăsta i-am amintit cu colegialitate și, sper eu, cu moderație și eleganță colegului domnului Bolojan, faptul că dacă vorbim de alegerile parlamentare, în calitatea domniei sale de secretar general, are o responsabilitate, o responsabilitate importantă. La fel ca și șeful de campanie, la fel ca și fostul președinte al partidului, o responsabilitate mai importantă decât am avut-o noi, unii șefi de filiale. Dar nu despre dezbaterea noastră internă trebuie neapărat să... Sunt dedesubturi care privesc PNL-ul, dar privesc și telespectatorii și oamenii care sunt interesați de politică. Pe mine mă interesează următorul lucru care este evident. Bolojan, Falcă și alți domni care au fost în spatele lui Dacian Cioloș, care au fost în spatele strategiei perdante de anul trecut, acum luptă să preia PNL prin intermediul domnului Ludovic Orban. De ce oamenii ăștia, dacă sunt mari strategi, mari politicieni, care au dat rasol anul trecut, nu-și asumă ei candidatura? De ce nu candidează Bolojan? De ce nu candidează Gheorghe Falcă? De ce îl susțin pe Ludovic Orban? Nu i-ați întrebat pe oamenii ăștia în discuțiile din partid? Nu, și evident că e o întrebare care trebuie adresată dumnealor și nu aș putea să răspund eu în locul lor. M-a surprins și pe mine faptul că după ce i-a criticat atât de tare Ludovic în cele 6 luni de când care s-au scurs de la alegerile parlamentare și și-a construit într-adevăr cu argumente pe bună dreptate o imagine în interiorul Partidului Național Liberal criticând foarte tare, foarte tare vechea conducere a partidului, la lansarea candidaturii să-l văd alături de bună parte din vechea conducerea partidului. Toți pedanții din 2016 sunt în spate Ludovic Orban în momentul ăsta. Dar e un paradox care, sigur, iarăși nu cred că trebuie să îl explic eu, ci mai degrabă trebuie să-l explice domnul Orban. Ceea ce mă interesează pe mine în primul și în primul rând este ca să se înțeleagă că acest congres nu este un congres care să ducă la evitarea unei competiții, pentru că avem o competiție, dar trebuie să fie un congres care să ducă la evitarea conflictului, pentru că nu trebuie să săpăm în interiorul PNL tranșee între oamenii care au astăzi opinii diferite. Eu cred că pentru ca Partidul Național Liberal să readucă alături de PNL cei 20% sau în mare parte dintre aceștia care în trecut au votat Partidul Național Liberal, care au avut încredere în candidatul PNL la prezidențiale, care se manifestă împotriva Partidului Social Democrat, care au ieșit în stradă la începutul acestui an, dar nu au venit câteva minute să voteze în decembrie, pentru că
PNL nu a fost îndeajuns de convingător. Deci pentru a aduce pe acești oameni alături de noi, trebuie să devenim un partid mult mai consistent, cu mai multă substanță și un partid mult mai consecvent în a aplica ceea ce spune și ceea ce clamează ca și principiu. Și acesta este proiectul Bușoi, aș adăuga eu, pe care eu alături de o echipă de oameni... Și ceva opoziție, domnule Bușoi, pentru că există o chestiune incorrectă din partea PNL-ului și din partea USR-ului. Și o spun public aici. Am invitat și de la PNL și de la USR în acest studio, nu se întâmplă la alte posturi de televiziune, care de obicei au ușa închisă pentru opoziție. Că așa se întâmplă. Când ești la putere, anumite televiziuni, anumite instituții de presă îți cântă în strună. În opoziție nu ai viață ușoară, da? Și spun lucrul ăsta. Nu este corect din partea dumneavoastră, a PNL, a USR-ului, să lăsați toată greutatea opoziției și a criticii pe mass media sau pe societatea civilă sau pe oamenii de bună credință care ies în stradă. Trebuie să o faceți dumneavoastră, că de aia sunteți partid politic, da, de aia sunteți partid în Parlament, aici, să faceți aici opoziție. Vă pot spune doar că Partidul Național Liberal face opoziție sau este hotărât să facă opoziție, poate neavând încă o conducere, un președinte și sigur o paletă de lideri care să fie responsabilizați și să aibă legitimitatea alegerii într-un congres, s-ar putea la un moment dat să nu fie volumul atât de mare precum se așteaptă mulți dintre cei care vor ca Partidul Național Liberal să fie mai ferm în opoziția față de PSD. Bușoi, eu am scris în această moțiune, da, că Partidul Național Liberal trebuie să-și asume și va trebui să devină un document oficial dacă va fi votat la congres, că nu va mai face de acum înainte nicio construcție de guvernare alături de PSD. Că singurul dialog pe care îl putem avea cu PSD este veți pe trece interesele statut? În programul politic, care odată ce este votat de Congresul Partidului, odată cu candidatul de președinte, are exact aceeași valoare ca și statutul Niciodată Partidului Național Liberal. Niciodată nu veți mai face nicio înțelegere, nicio alianță cu PSD. Fel. Alianță de guvernare cu PSD, nu. Deci nu ne trezim în 2020 că mai faceți un USR 3. Nu. Ar fi o greșeală foarte mare pe care Partidul Național Liberal nu mai trebuie să o repete. Viața politică și scena politică trebuie să se clarifice, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor din această lume. Trebuie să existe două opțiuni majore, una de stânga, una de centru-dreapta, iar centru-dreapta trebuie să fie reprezentată în primul rând de Partidul Național Liberal, care trebuie să fie magnetul către care vin toate energiile și toate aspirațiile celor care cred că lucrurile trebuie să stea diferit față de ceea ce face Partidul Social Democrat și, în primul rând, cei din economia privată, profesiile liberale, oamenii care au alte aspirații, care nu sunt dependenți neapărat de bugetul de stat, dar și acele categorii bugetare și oamenii care au responsabilități în România și care cred că felul în care Partidul Național Liberal vede viitorul României este cel corect. Și evident că trebuie să luptăm și să fim într-o competiție cu Partidul Social Democrat și cine va câștiga aceste competiții în 2019 și 2020 trebuie să guverneze. În și ceilalți trebuie să stea în opoziție. Bușoi, în opoziție, domnule Bușoi, cu soluții, vă spuneam, vă fac o recomandare, se întâmplă și în alte țări civilizate, Marea Britanie este o țară de asemenea, faceți un cabinet din umbră, faceți comisii, oameni care să cenzureze și să analizeze guvernul alternativ este guvernarea aceasta PSD, ceea ce trebuie să... Nu vă puneți baza, a mai existat în istoria Partidului Național Liberal un episod asemănător. În perioada 2000-2004, 2 sau 3 ani până când Traian Băsescu a făcut alianța cu Teodor Stolojan, cei de la PNL și PDL-ul de atunci, PD-ul de atunci, se bazau foarte mult pe presă. Noi lăsăm presa, critică puterea, noi suntem liniștiți că vin alegerile și poate le câștigăm, că se satură lumea de PSD. O să aveți surpriza că s-ar putea, dacă nu faceți opoziție adevărată și nu aveți soluții, PSD să mai câștige încă 4 ani. Vreau să mă întreb acum, pe finalul emisiunii. Este o întrebare care este pe buzele celor din PNL și pe oamenilor care se uită la noi. PNL merge alături de Klaus Iohannis în parteneriat? Faceți o alianță cu Klaus Iohannis pentru 2019, pentru celelalte alegeri? Sau PNL își vede de drumul lui și Klaus Iohannis, președintele României, își vede de drumul său? Cred că PNL are o responsabilitate față de români să îl susțină și să facă un parteneriat cu președintele Klaus Iohannis, pentru că domnul președinte Iohannis a devenit președinte al României în calitate de candidat al Partidului Național Liberal și cu sprijinul PNL.
Sigur că a contat în primul rând personalitatea domniei sale și felul în care a reușit să mobilizeze votanții și românii în al doilea tur de scrutin. Dar în același timp PNL are această responsabilitate și are responsabilitatea de a susține proiectul de țară pe care l-a propus românilor președintele Klaus Iohannis. Dar fiind un pic cam devreme să vorbim despre 2019, înainte de a ajunge la 2019, trebuie să existe o coordonare. Însă, pentru a fi eficient, Partidul Național Liberal trebuie în același timp să aibă propria sa identitate, trebuie să aibă propria sa forță, trebuie să fie un partid solid pe propriile picioare și sigur că trebuie să aibă niște politici care să răspundă în primul și în primul rând votanților Partidului Național Liberal, pentru că președintele României și mai ales președintele Iohannis, care este extrem de constituțional, de neutru, de independent față de forțele politice și care gândește în primul rând la români și la România și apoi la partidele politice, uneori trebuie să ia decizii care răspund intereselor tuturor românilor. Partidul Național Liberal, evident, gândindu-se la România și la români, trebuie să-și construiască propriul profil și trebuie să aibă acele politici care răspund aspirațiilor votanților și susținătorilor Partidului Național Liberal. Și dacă vorbim de un partid solid, pe propriile picioare, care înțelege că are niște responsabilități, inclusiv în ceea ce îl privește pe domnul președinte, și care are pragmatismul să înțeleagă care este cea mai potrivită situație pentru România în 2019, atunci cred că lumea va înțelege foarte clar și parteneriatul, și susținerea, și tot ceea ce înseamnă proiectul nostru pentru prezidențial. Nu-l deranjează pe președintele Klaus Iohannis că sunteți susținut de Crin Antonescu, fostul președinte al PNL? Eu cred că domnul președinte Iohannis nu are niciun fel de partipris sau niciun fel de... Sunt sigur că nu are niciun fel de implicare, dar cred că în ceea ce privește competiția internă din PNL, domnia sa este perfect neutru și nu văd de ce ar fi deranjat de susținerea unuia sau altuia dintre candidați. Până la urmă, Partidul Național Liberal își va lua propria decizie și eu cred că, indiferent de cine va fi președinte al Partidului Național Liberal, soluția pragmatică va fi aceea de a rămâne într-un dialog și un parteneriat cu președintele României. Ultimă întrebare, apropo de PNL. Nu ați reușit în ultimul an, în ultimii doi ani, de fapt, să faceți fuziunea asta între vechiul PNL și vechiul Partid Democrat Liberal? În contextul acesta al alegerilor, cel puțin din informațiile pe care circulă în mass media, fostul PDL vă este opus, se opune candidatorul, susține de fapt pe Ludovic Orban, da? Da? Este rupt în momentul ăsta partidul între vechii liberali și vechii pedeliști? Fuziunea dintre PNL și PDL este de departe cel mai complex și cel mai mare proiect de unificare a dreptei de după 1990. Era normal ca lucrurile să nu fie foarte simple. În ceea ce privește susținerea internă, lucrurile sunt împărțite. Chiar dacă poate aparent majoritatea vechiului PDL pare a fi lângă Ludovic Orban, eu zic că lucrurile se schimbă și sunt oameni din vechiul Partid Democrat Liberal, oameni de valoare, oameni care sunt recunoscuți și care au venit sau vor veni în zilele următoare și alături de mine. Mulțumesc, Cristian Mușoi, pentru prezență. Urmărim și